Bună seara tuturor! Începe o nouă ediție România te iubesc! Astăzi vorbim despre un subiect care ar trebui să fie o prioritate pentru cei care conduc România. O situație extrem de gravă. Drogurile fac ravagii, distrug vieți și familii întregi. În ultimii ani, piața a fost invadată de substanțe noi pe care autoritățile nu sunt în stare să le depisteze. Iar atunci când se întâmplă, totuși, fabricanții inventează altele. Sunt foarte ieftine și sunt distribuite copiilor cu vârste tot mai mici. Drogurile au pătruns în școli și se pare că nimic nu reușește să le oprească. Acest material ar trebui să fie semnal de alarmă și o lecție pentru părinți. Să fim mai atenți la anturajele în care copiii noștri își petrec timpul, să stăm mai mult împreună cu ei, să îi vedem când își schimbă comportamentul. Pericolul dependenței este a doua ediție România te iubesc pe această temă. După prima, administrația a început să dea semne că se trezește. Au făcut promisiuni. Îi vom urmări pentru a ne asigura că iau și măsuri. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Spitalul de psihiatrie Voila. O mamă și un tată și-aduc fiul în căutarea leacului. Și nu s-a supărat sau nu te întrista de absolut nimic. Copilul are puțin peste 16 ani, a început să se drogheze în pandemie, au aflat despre acest loc din campania Pericolul Dependenței și au venit, pătrund cu teamă în salonul unde o asistentă coboară patul pe care puștiul va sta săptămâni la rând. Părinții, cu lacrimi în ochi, își au rămas buni. Ultima dată când te drogi? Acum câteva zile. Nu știu ce zi azi, luni. Azi e luni. Vineri. Vineri te droga. Cu? Heroină, Xanax și atât. S-a drogat cu tot ce există pe piață. Iarbă, toate benzodiazepinele, anxiar, Xanax, diazepam, ecstasy, cocaină, metamfetamină, cristal, de toate. Dar cel mai mult Xanax, alcool și heroină. Părinții au aflat de curând cât de gravă este situația. Mama l-a găsit inconștient în cameră, a filmat momentul. Era noapte, sâmbătă seară, și pe la ora 11 m-am dus să-i duc o pătură, să-l învelesc. Și l-am găsit întins pe pat, era inert. Avea mâinile reci, culmea că stătea și cu mâinile pe piept. Avea ochii închiși, iar arăta mort. Am intrat în cameră și mi-am văzut băiatul mort. Și am intrat și am văzut pe jos seringa. Ești bine? Da. Ești bine? Eram pe ketamină, nu mi-am amintesc nimic. Și am pus cât am crezut eu. După ochi, așa. Pe ketamină, asta e ceva pentru animale, nu? Știu. Pentru animale mici, ca folosit ca analgezic. Datele oficiale arată că în România, în ultima vreme, se consumă de 3 ori mai multă ketamină decât în alte state din Europa. Nu mi-a fost frig. Că ți se poate întâmpla ceva rău? Și nu ți-e frică de treaba asta? Ți-e teamă că e posibil să mor? Nu ți-e frică? Vreau să mor din clasa 7. Tu vrei să mor din clasa 7? De ce? Nu mai îmi plăcea nimic. Nu-mi plăcea de mine, în primul rând, deloc. Și nu-mi plăcea absolut nimic, cum am zis, nu mi-aducea nimic plăcere. Și-a găsit plăcerea în drog, un refugiu în care se afundă tot mai mulți tineri de vârsta lui. Pentru unii e fatal. În România crește alarmant consumul și scade vârsta consumatorilor. Ce este în sufletul meu? Rană. Rană. A fost o durere extraordinar de mare. Dacă am această voce acum, dacă am această posibilitate să transmit ceva părinților, le transmit asta, să fie, să nu se piardă cu firea, să nu se piardă cu rușine, în primul rând, pentru că nu știu cine ar ieși cu pieptul înainte să spună copilul meu se droghează. Și este rușinea din frica de a fi judecat, de a fi învinovățit. N-ai făcut bine, nu te-ai ocupat de el, n-ai făcut, n-ai dres. Am făcut tot ce am putut și tot ce am știut și fac în continuare. 8, 9, 10.
Spitalul din Voila e singurul loc din România în care copiii dependenți de droguri pot fi tratați și recuperați. Locul și-a schimbat fața cu ajutorul Asociației Zi de Bine, care din donații a amenajat saloane și plătește psihologi care să facă terapie cu copiii. Ce am observat e că cumva la întâlnirile de grup, de multe ori o parte din ei nu prea îndrăznesc să împărtășească foarte mult, adică sunt ori cumva speriați de faptul că vor fi criticați, ori sunt puțin anxioși, nu le e la fel de ușor să se deschidă, pe când ce am observat este că în întâlnirile individuale ei se deschid foarte mult și povestesc chiar destul de repede lucruri cu mare însemnătate emoțională pentru ei. Primul semn este în absențe și în scăderea rezultatelor școlare. Și atunci cred că cumva fiecare părinte ar trebui să fie atent la asta. Dacă rezultatele școlare scad și dacă absențele, e un semn de întrebare. De ce are absențe? Ce face în timpul ăla? Și asta nu poți observa decât dacă ai o relație bună cu copilul tău și dacă i-ai permis niște limite, la fel cu statul afară. Ok, ai 16 ani, dar... Nu știu, să vină copilul la 16 ani, la 1 noapte acasă, e cam o lipsă de limite aici. Am prezentat acum câteva săptămâni în campania Pericolul Dependenței situația alarmantă din România și strigătul disperat al familiilor care nu au unde să-și trateze dependenții. Imediat după campanie, guvernanții au dat semne că s-au trezit. Sănătatea unei națiuni începe, de fapt, cu sănătatea copiilor noștri. Și vă rog să vă aplicați cu atenție asupra unei teme esențiale, consumul de droguri în rândul copiilor. L-am întrebat pe premierul României ce face concret. O să iasă ministrul sănătății cu un plan concret în perioada următoare, rapid. Premierul pasează problema la ministrul sănătății, care a fost de 3 ori la Voila să preia modelul. A alcătuit în minister un grup de lucru. Reamenajarea centrului de la Voila s-a făcut într-o lună, la începutul anului. Grupul de lucru din minister lucrează de 7 luni. N-a ajuns încă la un rezultat. De ce funcționează așa de greu? De ce se mișcă așa de greu lucrurile? Avem foarte, foarte multe lucruri pe care le facem în paralel. Sigur că trebuie să facem o ierarhizare a priorităților. Povestea asta, consumul de droguri și adicția, de la 1 la 10, cam pe unde este în priorități? Cred că e cel puțin la 9. Cel puțin la 9. Și în condițiile în care e la 9, statul român n-a făcut mai nimic pentru ea. Ne-am apucat să facem. Reamenajarea și dotarea centrului din Voila, care are 24 de paturi, a costat 150.000 de euro. Din donații, în acești bani intră și cursuri pentru personal. Ministrul Rafila susține că îi place modelul și va construi astfel de centre în țară. Are bani. Nu cred că este o problemă de investiții, pentru că aici... Există o estimare? Depinde cât de mare vrei să-l faci. Pentru un centru 25 de locuri. 25 de locuri, nu cred că... Mai mult de câteva milioane de euro este un astfel de centru. Bani, mulți, promisiuni. De luni bune, managerul spitalului Voila solicită Ministerului Sănătății să deblocheze posturi pentru a putea să aducă noi psihologi. Nu s-a întâmplat. Începe campania electorală și se va tot vorbi despre măsuri mărețe. Deocamdată, rezultatele sunt zero. În camera de gardă a Spitalului Județean din Giurgiu, un tânăr e în criză după o supradoză de droguri. Se numește Bogdan Măgureanu. Se speria mama de mine când mă vedea în ce hal făceam. Nu mai controlezi nicio mișcare, nu mai ești tu. Conștientizezi, dar nu mai știi ce vorbei, nu mai poți să controlezi vorba, nu mai poți să controlezi mâna, nu mai poți să controlezi absolut nimic. Bogdan a devenit dependent de alcool în liceu și de droguri la începutul facultății. S-a născut într-o familie înstărită cu afaceri în Giurgiu. În 2006. 2006. Da. Primul contact cum a fost? Primul contact a fost în Joia Mare de Paști. M-am apucat, pierdusem o sumă mare de bani la casino. Niște prieteni ai mei aveam niște cocaină și am zis dați-mi și mie. Și atunci când am tras, am zis mamă, ăsta e drogul meu preferat. Și a început coșmarul. An la rând a alergat între Giurgiu și București. De 3-4 ori făceam drumul ăsta pe zi. La București? La București, da, să-mi iau droguri și înapoi acasă. Iar nu de așa. Păi și nu te duceai, nu-ți luai, nu-ți ajungea? Păi, ți-ajungi drogurile vreodată.
Avea afaceri, mașini, case, s-a ales praful. Când n-a mai avut bani de cocaină, a trecut pe heroină. În 2009, pe etnobotanice, mai apoi pe albă, o substanță care se importă din Orient și se combină cu medicamente pentru a-i reduce din puterea devastatoare. Te lași de tot, te lași și de tine. Ajungi boschetat. Te nenorocești. Deci dacă ai gustat alba, te nenorocești. Gândește-te că alba e peste tot. Deci orice liceu din București are cât un dealer de albă. Alba e mai comună ca sarea. Mai comună ca sarea? Mai ales în centru. În centru Bucureștiului? Acolo e inima. De la heroină mureai în 20 de ani. De la albă mori 6 luni maxim. Dacă tragi numai la siringă, mori 6 luni. Dacă nu te oprești deloc. Și tu știai asta? Da, automat. Și? Nu-ți păsa? E atât de puternică senzația. Deci ai face orice să tragi un fum sau să faci o seringă. Atât de puternică e senzația aia. Chiar dacă știi că poți să mori. Chiar dacă știi că am făcut cu... Îi mulțumesc chiar lui Dumnezeu că n-am HIV, hepatită. Am făcut cu siringe așa, luam siringe după jos. Trăgeam apă din lac, băgam plicul și îmi făceam. Cu apă din lac? Cu apă din lac și cu siringe folosite. Are 6 luni de când nu mai consumăm. Este în timp challenge, un loc în care în ultimii 20 de ani sute de dependenți au reușit să se salveze cu ajutorul unui program strict care durează 11 luni și al credinței. Cătălin Baciu e fondatorul centrului. Credința, nu religia, credința are un rol foarte important. Îți spun ceva, când lucrez cu dependenții, ei au atins un nivel de... E o experiență, da, senzorială și numai, la nivelul creierului și la tot ce s-a întâmplat în viața lor, atât de puternică, că din punctul meu de vedere, doar Dumnezeu poate să fie deasupra experienței lor. De asta ei nu sunt înțeleși nici de părinți, nici de societate, pentru că cred că n-au ambiție. Oamenii cred că un dependent nu se lasă că n-are ambiție. Cei mai mulți oameni de aici au mai multă ambiție decât noi doi la un loc. Unul singur. Numai că nu-i de jur. Dependența e o chestie dură, puternică. Te înlănțuiește mental. Toate gândurile tale, emoțiile tale, comportamentul tău se învârte în jurul unui singur lucru. Să consumi. Când am cunoscut Alba, am lăsat tot. Am lăsat prieteni, familie, mi-am vândut mașinile, mi-am vândut casele, am nenorocit-o pe mama, am nenorocit surorile. Mama a făcut AVC, deci distrugi totul în jurul tău, distrugi tot. Eu am ajuns boschetar, da? Stăteam în Ferentari, ajunsese să trăiesc acolo, pe la dealer, pe la aia. Evită să mai treacă acum prin Ferentari pentru a nu avea tentația să încerce ceva. De cine, uite, n-am anetul ăsta de aici? Aici mi-am lăsat toate telefoanele, toate laptopurile, televizoare. Băi, aici toată lumea lasă, că e non-stop. Are ăsta milioane, cred. Da, nene, aici de dimineață până seara e full, stai la coadă. Să-ți lași la manetă, nu le mai scoate nimeni. Păi uite-te și ce e acolo, e ca la pâine. Când dă timpul înapoi, își găsește o explicație pentru căderile sale în copilărie. Și chestiile astea în familie, știi, când auzi țipete, auzi certuri și astea, că și astea, drogurile sunt refugii. Drogurile sunt refugii. Nu e ceva... Majoritatea cazurilor sunt, te refugiezi în ele. Și tu te-ai refugiat? Da, da, în alcool prima dată, alcool. Erau tensiuni în casă? Nu neapărat și lipsa tatălui, că tata era să facă bani. Și nu era acasă. Dar mă bătea de frică să n-ajung golan. Mă bătea, mă rupea cu bătaia și seara venea și mă pupa. În somn. Dar era o dragoste toxică asta. Asta e iubire toxică. În 2014 tatăl a murit. A făcut un infart, bine, și din pricina necazurilor care le-am creat, că am creat foarte multe necazuri. Măcina de vină Bogdan s-a aruncat și mai mult în droguri, a devenit atât de violent încât mama a trebuit să ceară ordin de protecție. Ce faci, mamita mea? Iubirea mea cea mare. Mult timp nu am acceptat că băiatul meu se poate droga. Mi-era frică de el, efectiv mi-era frică de el. V-am spus, n-a fost violent decât verbal și gesturile, eu fiind doar cu el în casă, a intrat pe geam, a intrat pe aspartușa, că el știa că trebuie să intre în casă. El, în momentele alea, fiind drogat, nu-și mai dădea seama ce poate să facă. Ați văzut scena aceea de la spital, ca scena aceea, au fost nenumărate acasă. Venea și se suia pe birou,
pe birou, în camera unde stau eu. Pe birou, așa, chircit așa. Am luat pianul ăsta și am dat cu el de aici până la ușa acolo. A zis cumnatul meu că și-a explicat orice, dar asta s-a chinuit cu trei băieți să-l pună la loc. A zis că nu, asta nu poate să se explice, cum să iei de unul singur un pian și să dai cu el. L-ai luat să ce? Să am dat cu el. Și asta candelabrele, uite așa făceau. În 2015 a intrat prima dată în programul Teen Challenge și 4 ani nu s-a mai atins de droguri. Salut, sunt Bogdan. Mergea prin lume și le vorbea oamenilor despre pericolul dependenței. A început viața să văd mult mai roz și mai roz, mai colorată, mai frumoasă. Părea că are totul sub control. Și după 4 ani am desfăcut o sticlă de vin și de la sticla aia de vin, în aceea seară, m-am și drogat, am făcut praf. A urmat alți 4 ani de droguri. S-a întors în programul Teen Challenge acum 6 luni. Vrei să te nenorocești? Trage un fum. Știi cum e. Da. Și mă gândesc câte mame trec prin chinul ăsta și câtă durere, câtă suferință. Suferință mare. Și nu e nimeni scăpat. Te iubesc, mamă. Dar parcă ai mai crescut sau am crescut. Iubirea mea. Povestea lui Bogdan e povestea miilor de dependenți din această țară, prinși într-o capcană din care e aproape imposibil de scăpat. Din păcate, pentru acești oameni, statul nu are soluție. Centre pentru recuperarea și reabilitarea lor sunt doar câteva private. În Sibiu și în localități din jur, tineri au ucis în ultimii ani părinți și oameni apropiați. O posibilă cauză pentru numărul mare de crimă în această zonă aflăm în câteva minute. Tot atunci vom vedea și cum arată spitalele de psihiatrie, acolo unde ajung dependenții pentru dezintoxicare. Revenim! Statul român nu are centre pentru recuperarea și reabilitarea dependenților. Asta deși a cheltuit milioane pe amenajarea unora de care s-a ales praful. Așa că atunci când un dependent iese din cura de dezintoxicare din spital, pleacă acasă, unde pentru că terapia îi lipsește, se reapucă de droguri. Se întoarce la spital și intră într-un cerc din care nu prea are cum să scape singur. Din păcate, consumul excesiv se termină uneori și cu gesturi fatale. Sibiul și mai multe localități din jur au ajuns în ultimii ani scenele unor atrocități înfiorătoare. Tineri drogați și-au ucis părinți și rude apropiate. Grav este faptul că pe unii dintre ei autoritățile știau, îi aveau în evidență, dar n-au făcut nimic. Și oamenii vinovați au murit. Traficul și consumul de droguri pe care autoritățile nu sunt capabile să le controleze au mai făcut o victimă. Sub influența drogurilor, un tânăr de 25 de ani din Sibiu, dintr-o familie cunoscută din oraș, și-a omorât tatăl. O femeie de 69 de ani din Racovița a fost... Ultimul caz șocant a fost acum câteva săptămâni. Doi tineri, sub influența stupefiantelor, au ucis o femeie și lista cu crime în această zonă e lungă. Mama unui tânăr consumator violent din Sibiu vine cu o posibilă explicație. Ar trebui să se facă un sondaj și să vadă persoanele respective au trecut prin spital, au primit o medicație. Fiul, după ieșirea din spital, a combinat medicamentele cu droguri și alcool. Din propria experiență pot să spun că amestecul ăsta, cocktailul ăsta de droguri cu medicație psihiatrică poate duce la violență. Și asta este ceva dramatic. Pentru că în momentul în care vorbim de violență este foarte greu de managerit fenomenul. Și era asta. Și nu mai pot să controlez. Un consumator internat în spital povestește. Domne, nu doresc la nimeni să se apuce să fumeze marihuana sau să tragă cocaină, că nu știe ce înseamnă. Eu sunt aici deosebit de periculos, mă ține, ăștia de-abia mă ține. Mă abțin când dă tratament ca să puternic ca să fiu calm, că dacă nu dă tratament și intru în zaua mea, păi nu stă niciunul în fața mea pe aici. M-a luat în brațe și a zis, mamă, iartă-mă! Nu că e fiul meu. A avut un fond foarte, foarte bun. A făcut engleză bioară. Altă mamă, altă dramă, aceeași poveste. A vrut la un moment dat să repezi la gâtul lui taică-su. Și am zis, vino să-mi fire, ce faci? Și atunci s-a întors spre mine cu niște oi care nu erau ai lui. Și a venit la mine și m-a mușcat și m-a strâns de gât. O, Doamne, nimeni să nu aibă. În primul rând îl vezi că se distruge. Îl vezi că nu mai e în firea lui.
îl vezi că e altcineva. Practic așa se interna într-un spital de psihiatrie asta. Păi și cum ai ajuns în spitalele de psihiatrie? Din cauza unor crize mici sau mai mari de nervi. Mă enervez repede. Am bătut la poarta spitalului de psihiatrie din Sibiu, care funcționează în clădiri vechi de mai bine de 150 de ani. Unii dintre criminali au trecut pe aici. Nu poți să reții un om fără tulburări de comportament după ce iese din stare de intoxicație sau din stare de sevraj. Dacă nu manifestă tulburări de comportament, să-l reții contrar voinței lui într-un spital de psihiatrie. Și pleacă acasă. Din păcate, dacă el semnează și solicită această externare și în momentul respectiv nu mai este sub influența drogurilor sau nu este într-o stare de sevraj, el în momentul respectiv, dacă solicită pe proprie răspundere externarea, medicul curant, din păcate, trebuie să efectueze această... În spital, un dependent stă un număr limitat de zile. Condițiile în spitalele de psihiatrie nu sunt unele care să-l ajute pe pacient să gândească pozitiv, să-și dorească să renunțe la droguri. În mai toate, întâlnirea cu psihologul e doar o formalitate, pentru că nu sunt specialiști și nici interes. În București, la Obregea, sunt 25 de locuri pentru dependenți adulți, în spații mici, mulți în saloane, unele fără gresie pe pereți. Obregea e bine, că ai voie să faci ce vrei aproape. La Obregea? Da, da, da. Numai că e mâncarea proastă, ca la pușcărie. Dar în rest poți să faci ce vrei? Da, da, da. Și au programe, au psihologi care se facă cu voi treabă. Nu? Nimic? Păi și ce făceți? Eu am fost sătăi și atât. În spital? Da. Da. În curte, la spital, într-un parculeț. Și asta ai făcut o săptămână? Da. Singurul psiholog cu care am vorbit a fost unul fix cu o zi înainte să plec, ca să poată să-mi fac ofișa ca să plec. A, ca să fac o formalitate. Da. Dar nu să te repare sau să încerce să... Exact. Și o săptămână ai stat? Am stat așa, pe spate, cum ar veni. Și după ce ai ieșit din spital, la cât timp te-ai drogat? La prima oră? Nu, ieși prima oră. Pe 30 de minute. Și spitalul din Cluj funcționează într-o clădire care stă să cadă. Nu există spații pentru recrearea pacienților care sunt nevoi să stea toată ziua în salon. No, deci aici este practic holul în care ei își petrec în afara salonelor. Este singura posibilitate. Se fumează la geam sau în băi, depinde cât doresc să... Deci acesta este spațiu comun? Da. Este un spațiu foarte insuficient. Spitalul din Cluj funcționează într-un sediu impropriu, unde tu cu copilul te duci, te consultă medicul subsolul, cu dosare, cu... oameni clar peste grămadă, cu rezidenți care își fac acolo rezidența, deci este imposibil, imposibil și pentru ei și pentru pacienți. Ar trebui să fie un loc care să-ți dea speranță, să te facă să vrei să scapi și că viața e frumoasă. Aveți perfectă dreptate. De ce arată așa spitalele? Asta e infrastructura. Strada Avram Iancu, numărul 8. Numărul 8. Aici are sediul Agenția Națională Antidrog din Sibiu. Am încercat să discut cu un reprezentant despre gravitatea situației din zonă. Este un singur angajat care sunt eu și sunt momentan cu cineva în consilier. Și la Sibiu doar dumneavoastră sunteți angajat la Ana? Mai am doi colegi și... care sunt pe prevenire și care desfășoară activități în afara centrului, în școli. Noi aici în Sibiu, da, suntem... Centrul de prevenire, evaluare, consiliere antidrog nu are personalitate juridică. Nu avem posibilitatea noi în mod direct să vorbim cu presa. Și discuția s-a oprit aici. Cel mai greu este că te simți neputincios și că vezi cum ți se degradează copilul încetul cu încetul și că este supus unor riscuri majore, că poți să-l pierzi în orice moment. E groaznic, e neputința asta părintelui care nu poate face nimic. Eugen Hriscu e medic, psihiatru și specialist pe adicții. Părinții în România sunt lăsați pe cont propriu. Mai mult decât atât, sunt învinovățiți. Este extrem de problematic să pui toată responsabilitatea pe umerii părinților în condițiile în care noi nu oferim niciun fel de suport specializat pentru părinți. Deci în condițiile în care ajungi într-o poveste de genul ăsta, în acest carusel al morții, ai nevoie de ajutor specializat, instituționalizat.
Și revenim la aceeași poveste. Pentru dependenți la stat nu există locuri în care să poți fi sprijinit. În Sibiu există un centru de recuperare privat la Șura Micăm, cu un număr limitat de locuri și o listă de așteptare, fondat de doctorul Holger Lux. Astfel de centre private mai sunt în Bacău, Cluj, Mureș și București. Și atât. Ceea ce facem noi e mai puțin medicina clasică. E mai mult un fel de școală a vieții, în care primim un om așa cum ne vine, îl ajutăm să se ridice, îl însoțim o bucată de drum și pe urmă îi dăm drumul așa cum dea drumul la o pasăre la care i-au crescut aripile și care acum are puterea să-și continue drumul din forțe proprii. Deci cam asta e pe scurt viziunea noastră. În medie, un pacient stă aici cel puțin 3 luni pentru a vedea rezultate. În acest moment, capacitatea totală a centrelor private din România pentru dependenții de drog nu sare de 70 de locuri, într-o țară în care aproape 2 milioane de oameni s-au drogat cel puțin o dată în viață. În capitală, multe locuri părăsite au devenit locuri de întâlnire între dealeri și consumatori. Adevărate colțuri de iad în care autoritățile nu intră. Mulți consumă droguri în aceste locuri cunoscute, dar neatinse de autorități. Revenim în câteva minute și aflăm dramele unor mame care au încercat cu eforturi de neimaginat să-și salveze copiii. Atunci când un consumator devine dependent, viața întregii familii este dată peste cap. În cele mai multe cazuri, de la consum la dependență, nici nu e cale lungă și începe coșmarul. Statul român nu are pentru adulți un loc în care dependentul să poată fi recuperat, reabilitat. Până mai acum câteva luni nu avea nici pentru copii, pentru că pe nimeni dintre cei care s-au perindat pe la conducerea acestei țări n-a interesat subiectul. Un astfel de loc, după cum ați văzut, a fost creat cu bani din donații. Am atras insistent atenția politicienilor momentului și până acum am obținut, din păcate, doar promisiuni. În prima zi din 2014, Victor Spirescu devenea celebru în toată Anglia. Era primul român care ajungea acolo în căutarea unui job după ce Regatul Unit tocmai ridicase restricțiile de muncă pentru străini. What are your plans today now? To work. I go on to wash car. It's not my ability, but I want to make money from UK. În aeroport a fost întâmpinat de parlamentari și presă care se temeau că Anglia va fi invadată de muncitori. Puțin știau însă că Victor se droga. Acum, mama s-a hotărât să vorbească despre drama prin care a trecut fiul ei, în speranța că alți tineri și părinți vor înțelege cât de periculos este consumul de droguri. Cea mai grea situație este atunci când părintele trebuie să recunoască. Și nu recunoaște. Mie mi-au trebuit 10 ani. Să recunoașteți că sunteți în situația asta. 10 ani. 10 ani. Și de ce? Pentru că nu știam că, nu știam că face așa ceva. Noi nu prea știam, la momentul ăla nu prea știam că există. Și neștiind că există, ți-e greu să accepți că tocmai copilul tău o face. Se uită acum cu noduri în gât și enorm de multă suferință la fotografiile fiului său. Asta este exact când s-a apucat. 17 ani. An la rând s-a chinuit să-l scoată din coșmarul în care intrase. Aș fi făcut orice. Și el n-a negat niciodată, indiferent ce am spus că trebuie să facem, a acceptat orice. Asta m-a făcut să nu-l părăsesc nicio clipă, că de multe ori eram atât de furioasă, că voiam să nu-l mai văd. Dar nu l-am părăsit nicio clipă. Pentru că făcea orice-i ceream. Mama a făcut și facultatea de psihologie. Eram disperată, nu știam, nu mai ajungeam la sufletul lui. Și am învățat foarte multe. Și în final am reușit să avem o relație foarte strânsă. Ați reușit să creați relația, dar nu să-l și smulgeți din povestea asta. Nu. Pentru că mi-a spus, mamă, nu pot, n-am cum să mă las definitiv. Încerca să-l țină cât mai departe de București, unde avea anturajul și sursa drogurilor. La un moment dat l-a lăsat și în grijă unui cioban. Când am plecat și l-am lăsat la acel cioban, a fost cea mai cumplită suferință. Că l-am lăsat acolo și l-am lăsat ca pe un cățel. Să uita în urma mea și vedeam că vrea cu tot din adinsul să scape.
Am plâns până la București. S-a întors în București și s-a reapucat de droguri pentru că nu avea unde să meargă pentru a fi recuperat și reabilitat. An la rând, în România s-a vorbit despre înființarea unor centre pentru reabilitarea dependenților. Nu s-a întâmplat nimic. Avem o agenție națională antidrog cu aproape 300 de angajați și un buget de 43 de milioane de lei pe an. Agenția trebuia să se ocupe de înființarea 3 centre pentru reabilitarea și recuperarea dependenților încă de acum 20 de ani. E o instituție aflată în subordine a Ministerului de Interne, care se ocupă însă de sănătatea oamenilor. Stăm bine în sensul în care consumul de droguri a început să fie o temă de discuție. Am arătat în repetate rânduri cum agenția nu face mare lucru, dar toacă bani. Statul român n-a făcut nimic 30 de ani. Pe timpul comunismului n-aveam pretenții. Dar de 30 de ani statul român a avut această... Ce face acum? Că dumneavoastră aveți agenția puterea... Agenția trebuie ruptă în două. Decizia vine după campania Pericolul Dependenței, difuzată acum câteva săptămâni la ProTV. Guvernanții vor să treacă agenția în subordinea Ministerului Sănătății. La două săptămâni după declarațiile premierului, Ministrul Sănătății e relaxat. Păi, Oana, abia a dat domnul prim-ministru o declarație. Aștept să mă întâlnesc cu domnul ministru Predoiu să putem să... Să știu și eu exact unde sunt locațiile, ce structură de personal au. Nu i-ați chemat, n-ați făcut niciun pas. Lor. Nu, eu nu pot să chem eu, poate să ne cheme domnul prim-ministru cel mult. În această vară, Parlamentul a hotărât prin lege înființarea 8 centre pentru reabilitarea și recuperarea dependenților. Prima semnătură de pe document e a lui Nicolae Ciucăm, fost premier și membru în coaliția de guvernare. Nu a fost însă interesat să vadă și dacă legea produce efecte. Domnul Alex, vă rog să-mi dați voie să mă documentez cu tot ceea ce înseamnă situația în momentul de față și vă promit că vom veni cu o soluție concretă. Și din nou promisiuni. Promisiuni face și Ministrul Sănătății că va construi 8 centre pentru reabilitare, dar doar pentru minori. 8 vreți să faceți doar pentru copii? Da, vreau să le fac doar pentru copii. Adică pentru minori, până în 18 ani. Până în 18 ani. Sigur, acum avem o posibilitate. De și majorul? Acolo este un o altă discuție. V-aș vrea să le pornim pe astea. Deocamdată în minister sunt doar discuții pe acest subiect. Din cauza neputinței autorităților, mama lui Victor împreună cu alți părinți aflați în aceeași situație au încercat să construiască un centru pentru recuperare. S-au lovit însă de indiferența autorităților. Ne-au refuzat categoric. I make good money. I'm a... like a supervisor. You happy? Yeah, for sure. În Anglia lui Victor părea că îi merge bine. Își găsise de muncă, se integrase, dar încă se droga. Spunea mamă, cine s-a apucat de așa ceva, nu se mai poate lăsa. Zice, momentul ăla zero trebuie să nu existe. Că după aia este extraordinar de greu. Orice voință, oricâtă voință ai avea, oricâtă dorință ai avea, nu poți. În primăvara lui 2018, Victor a murit într-un accident. Conducea cu viteză și presa din regat a scris că era sub influența drogurilor. Mama încă luptă pentru a ajuta pe alți dependenți, îi consiliază, îi ajută pe părinți. Părinții, până la urmă tot pe umerii lor, este greul. În România nu există o statistică oficială cu cei care au murit din cauza drogurilor. Încă o dovadă că funcționarii statului nu sunt interesați de acest subiect. Ăștia sunt. Uitați, ăștia sunt. Trebuie prinși, trebuie dezafectat liceul. Sunt ani buni de când mama unui dependent se luptă cu dealerii care îi alimentează copilul cu droguri în centrul capitalei. Uite, n-au nicio treabă. Se droghează fix la geam. În acest loc a funcționat prima școală de meserii din România, înființată în 1899. Dincolo de acele blocuri este rondul de la Alba Iulia, peste drum Molul Vitan, suntem chiar în centrul capitalei. Aceste ruine sunt loc de întâlnire între dealer și consumator. Mulți consumatori se droghează chiar aici pentru că nu-i deranjează nimeni. Și astfel de locuri sunt multe în capitală, cunoscute bine de autorități, dar nu se întâmplă nimic. Nu vedeți pe ăla cu șapcă care vine aici, să vedem dacă intră aici. Ei au tipologia anume, sunt slabi, uscați, cu privire rătăcite, pare a fi. El cred că e. Da, e consumat. Ia uitați.
Hai să uite. În anii 90, aceste clădiri au fost abandonate de stat și preluate ilegal de afaceriști dubioși atrași de valoarea terenului. Mama ne face un tur al locului. Peste tot e plin de serinci folosite. Băi, bă, ușor. Dintr-o încăpere apare un individ care locuiește aici. Nu știu să fiu zilea asta, dar aici. Aici? Am fugit de acasă. Am tras să fiu cu toți. Aveam sus patul, trebuie să fim curent. Vă strați curent? Am tras curent eu. Și câți erați? La... Aia devenea tot ăsta care mai fuma iarbă, fuma legale. Parte din cei care veneau aici s-au mutat într-o altă casă. Garda ne lăsa în față, că vă spus cum este aici, trebuie să vă simt păstrez pe acolo, pe acolo, pe acolo, și să se întâmplă tot aici. A, și polițiștilor le convenea că decât să stați pe stradă, decât să fiți pe stradă, să vă adunați toți aici. Și erau mulți? Câți erați? Erau peste 30, cam așa. 30? Erau și au luat de stradă, de stradă, erau și oameni, dar veneau de acasă, și toți. Și veneau și fumau? De exemplu, erau și toți, după se drogau și pleca. Fostul liceu e unul dintre locurile în care și acest copil s-a drogat. Nu are încă 17 ani. Cum ai ajuns în povestea cu drogurile? De la 10 ani. La 10 ani? Am început, da. Din cauza că mă certam de cu tatăl meu. Și m-au atras anturajele. Prostia asta cu drogurile. Cam așa am început. Am început să trag pe nas. După aia să fumez. După aia să iau pastile și tot așa. Și de unde le iei? De la prieteni. E greu să faci rost de el? Mai ales în București, nu. Adică cum faci rost? Am tovarăși care vând și îi sun. Și în cât timp îți vin cu... Păi depinde, până în 10 minute. Viața acestui puști e un coșmar din care nu poate ieși. Am 12 prieteni morți din cauza la drogă. Câți? 12. 12 prieteni? 12 prieteni morți din cauza? Morți din cauza de la droguri și copii cu care am copilărit în cartier. 12? 12. Și cum s-a întâmplat? Cu cei mai mulți? Cum? Care-i? Păi doi dintre ei au murit fix lângă mine la petreceri. Cu a început să facă spume la gură. Câți ani avea? Avea 15 ani. 15? V-ați drogat împreună? Da. În fosta școală, peste tot, sunt urme de staniol în care se consumă drogul. Gabriel Gorun este medic la Institutul de Medicină Legală și responsabil de monitorizarea deceselor asociate consumului de droguri. Pe piață sunt peste 1300 de substanțe. O doză costă 5 lei. Este o invenție a lumii moderne care ne sperie pe toți. Pentru că, din cauza costului foarte, foarte redus, este extrem de accesibil adolescenților. Aceste substanțe de care suntem bombardați acum, etnobotanicele, sunt de fapt atât de noi și atât de creativ inventate de către chimiști, încât surprind pe toată lumea, inclusiv pe toxicologi. Așadar, ne aflăm în fața unor substanțe absolut noi, de care nu am știut că există, care sunt abia create și inventate, pentru care nu există niciun fel de bibliografie, niciun fel de referințe toxicologice la care să te raportezi. 12 prieteni morți. Și asta nu te sperie? Că ți se poate întâmpla și ție? Da sau nu? Nu prea. Atât timp cât sunt intoxicați cu acele substanțe, ei nu vor înțelege. Aceeași mamă arată locurile de unde se procură droguri. Și aici, și aici. Ei asta fac, ei nu stau degeaba la porți. Uitați, de ce credeți că stă femeia asta zi de vară până în seară? Pun câte ori asta. Dacă mă duc acum, intru acolo și vinde. Din momentul în care am realizat ce se întâmplă și am văzut că lupta mea până acum este fără rezultat major, am înțeles că am intrat foarte repede pe culoarul morții. Eu mă simt un om care nu mai are putere. Sunt singur împotriva acestui flagel, acestei nenorociri. Dacă ar fi să aleg între... Am dat eu viața și o salva pe ea ca să înțeleagă toți părinții. Aș prefera să nu mai existe o fizic, dar cumva din neființă să știu că ea și-a revenit. Dar mi se pare enorm de greu. Asta nu e o soluție, adică nu e o soluție pertinentă. Vreau să zic că aș fi în stare să-mi dau viața, să-mi dau sănătatea, tot. Sănătatea și așa mi-am sacrificat-o.
Le-am vorbit politicienilor acestor timpuri despre dramele pe care consumatorii și familiile lor le trăiesc, despre nevoia de centre pentru recuperarea și reabilitarea lor. Au promis, așa cum au făcut-o dintotdeauna. Ministrul Sănătății susține că cel mai devreme, în vara anului viitor, un centru pentru minori ar putea să fie gata. Pentru adulți nu are un termen. Pare că acești oameni nu realizează cât de gravă este situația, așa cum nu realizează că stă în puterea lor să schimbe lucrurile, să îndeplinească rostul pentru care au fost numiți pe funcție. Inacțiunea lor ar trebui să fie un motiv în plus pentru cei care sunt tentați să se apuce de droguri, să n-o facă, pentru că nu vor avea unde să se recupereze și odată pornit pe această cale, întoarcerea la o viață normală e foarte grea, dacă nu, chiar imposibilă. Vom urmări acest subiect. Vă mulțumim pentru mesaje. Edițiile noastre sunt pe știrileprotv.ro și pe Voio. Atât pentru astăzi. Vă las acum cu știrile ProTV. Toate bune!